După o pauză de câteva zile, absolvenții de liceu revin în fața comisiilor de examinare. Cea de-a doua probă orală a examenului maturității se va desfășura în perioada 17-21 iunie. Peste 5.000 de candidați din județul Bacău sunt așteptați la examenul de evaluare a competențelor digitale. Deși simpla prezență și abordarea subiectelor le asigură promovarea examenului, candidații riscă să fie eliminați luând asupra lor telefonul mobil. În această situație s-au aflat doi candidați la prima probă de evaluare a competențelor în limba română. Absolvenții de liceu trebuie să știe că rezultatul obținut la proba de evaluare a competențelor digitale nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național. Următoarea probă din această primă sesiune vizează evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă străină și se va desfășura în perioada 25-28 iunie. Probele scrise ale bacalaureatului, în număr de 3, vor fi începând cu data de 2 iulie. Elevii care nu vor reuși să promoveze bacul în sesiunea din vară vor avea o a doua șansă în sesiunea din toamnă.